O poveste de la vânătoare, v-ați speriat odată, v-ați urcat în copac, ați luat-o la fugă. Nu. Am luat-o la fugă de multe ori, dar nu m-a speriat chiar așa tare. Eu înțeleg altceva prin a fi vânător. Ce? Fuga de acasă. Microbul ăsta ți intră în sânge și din om poți să faci vânător, dar din vânător om niciodată. Nu scaută? Caută? Bela, caută! Caută și celălalt câine! Caută! Posibilă victimă identificată! Recepționat! Nu necesită intervenție medicală! Bravo! Bravo, tati! Bravo! Bravo! De pusi! Bravo! Fac reverența cuvenită și mă retrag din adunare. Cum să las? Ce nu m-a lăsat? Aștept răspunsuri, tace. Tac și eu. Eu, amețit de valurile negre și bogate, visez. Când pleci, nu știu care dintre noi a plecat. Trupul mi se înfioară, atingere cu atingere. Că meseria asta se spune actorul, dacă pierde copilul din el, e mort. Bună, salutare, salutare, de la TVR suntem. Salut, salut, salut. Ce făceai, pe muzică se învață? Da, puțin. Am venit și noi cu un etaj mai jos. Ce ocazie? Păi facem și noi emisiune cu studenții, despre studenți, dacă sunt mulțumiți, dacă nu sunt mulțumiți, dacă sunt viitorul, dacă nu sunt viitorul, despre chefurile din cămin. Da, n-aș vrea să discut despre așa ceva. Cât e? 12 și un sfert. S-ar putea ca un student să doarmă. De obicei, da. Așa se întâmplă, nu? Sau? Se întâmplă, da, bineînțeles. De ce? Dar avem cursuri. După masă avem noi cursuri. Suntem la master amândoi și... Bun, intrăm? Hai, intrăm împreună. Veniți. Intrăm toți trei. Stai să vedem dacă ne deschide. Asta e important. Îl prindem dorm. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, poftă bună să aveți. Ce faceți? Dormiți la ora asta? Deci nu. Nu, ce nu? Ce nu? Ce faceți? Dormiți la ora asta, studenții, domn, la ora 12 și un sfert. Deci, nu sunteți studenți. Sunt patru etaje, un etaj băieți, trei etaje fete. De ce fetele? Patru etaje de fete. Patru etaje de fete și unul de băieți. Da. De ce fetele vor să ajungă cât mai sus, să fie... Dar fi faptul că probabil sunt mai multe studente decât studenți la drept, probabil că de... Voi aici să știi că aveți niște condiții de lux. Asta e un cămin de lux. Doi în cameră, de extraordinar, extraordinar. Și cât plătiți pentru asta? Pentru că și voi plătiți. Maxim un milion, pe acolo, pe undeva. Pe lună? 100 de lei, da, 100 de lei pe lună. Urcați voi mai frecvent sus sau de sus se coboară mai frecvent jos? Logic, urcăm noi mai frecvent sus. Că... Noi suntem băieți, nu? N-am văzut la niciun etaj de fete haine spălate așa cum văd la etajul de băieți. Încă nu s-a dus vestea până acolo, să știi. Deci eu sunt cel care deține mașina de spălat în cămin. Deci în cazul în care văd fetele din căminul de drept să vină la mine cu hainele... Tu e sigur că are mașina de spălat? Dețin monopolul în cămin, da. Meniul zilei al unui student. Cartofi prăjiți cu cârnăcior prăjiți. Bine, aș putea să gătești altceva, dar n-am avut timp. Mă, asta e mâncare de lux astăzi. Gândește-te, la cartofi mai e și carne. Asta se prepară repede, de-aia am făcut-o. Acum să gătesc piept de gâscă la cuptor, nu am cuptor. Pe câți dintre colegii tăi din cămin i-ai văzut gătind felul 1, felul 2 și felul 3? Atâtea feluri nu cred, dar cu desertul stau mai bine, de exemplu reuniuni, tot felul de seri cu clătite și toate cele, se mai întâmplă. Asta e atmosfera de cămin. Ești primul an. De câte luni a început facultatea? De o lună. De o lună, nu? De o lună a început. La câte chefuri ai participat? Nu faza multe, 3. Mai nu știu, sincer, nu știu, destule. Păi de o lună a început facultatea. De o lună ești la facultate și deja sunt nenumărate chefuri. 15, să zicem, aproximativ 15. Într-o lună, 15 chefuri? Într-o lună, da, în mod surprinzător. O, te-ai venit să vezi, să te chefuiești. Și îmi place să le combin pe amândouă.
Și cum e un chef într-un cămin? Mai de... distractiv, eu știu. Știi cum e, că ai trecut și tu prin asta, na, ce să spun? Eu știam că cele mai bune, cele mai frumoase chefuri se întâmplă tocmai în cămine. Ei, se mai întâmplă așa puțin. Dar nu, nu, nimic exagerat. Și cum e la chefurile astea studențești? Vorbim despre facultate. E bine. Chefurile de la drept, cele mai faine. Câte zile și câte nopți? Cât poate fiecare. Când ne vedem la chef? Uite-te, chiar am zis, au plâns colegii mei și au zis că trebuie să facem un chef și va fi un chef al Căminului în noiembrie. Deci ești invitat dacă vrei să, să vezi cum petrec studenții de la drept. Îmi plac sincer studenții. Vor tot mai mult, deci vor și se implică, într-adevăr. Eu zic că ăștia sunt viitorul nostru. Deci, de fapt, noi suntem viitorul, că și eu student, nu? Noi suntem viitorul. Știi și tu foarte bine că și probabil și tu ai avut probleme când ai fost student, te-ai implicat, ai încercat să faci și mai mult prin acte de voluntariat și chiar uite, sincer să spun, se văd rezultatele. Deci eu să rămâi surprins. Deci voluntarul de astăzi, nu știu, omul de succes de mâine.